Laura Tănăsoaie este alături de noi astăzi. Bine ai venit, Laura! Bine v-am găsit! Și n-ai venit singură? Bineînțeles, am venit însoțită de modelul meu, Carmen. Bună, Carmen! Bună, fetelor! Bună! Ce fericiți sunteți voi! Da, Laura, vorbim de cearcăne astăzi, da? Și noi suntem obișnuite cumva să folosim anticearcănul. Dar am aflat de curând că există o diferență între anticearcăn și corector. Da. Există o diferență? Există o diferență, în primul rând, din punct de vedere cromatic. Și vreau să vă arăt pe cercul cromatic, pentru că este o adevărată teoria culorilor. Da. Însă astăzi vreau să vă învăț cum ne putem juca cu teoria culorilor, astfel încât să nu mai fie așa dificil și să nu ne mai fie dificil să estompăm cearcănele. Perfect. Și spuneam de diferența între anticearcăn și corector. Da. Corectorul este cel care corectează din punct de vedere cromatic cearcănele și, practic, vom aduce zona din jurul ochilor. Nu e cazul. În cazul de față. Încă. Dar vreau să vă arăt, ipotetic vorbind, vom corecta din punct de vedere cromatic zona de sub ochi, o aducem la nuanța pielii, da, și apoi o iluminăm cu anticearcăn. Și vreau să vă arăt. Am înțeles. Vă spuneam de cercul cromatic. Da. Practic, noi trebuie să ne gândim întotdeauna ce culoare conțin cearcănele noastre. Cel mai frecvent albastru. Albastru spre violet. Și vom violet. Merge în zona aceasta de violet albăstrui sau violet, exact, care toate culorile acestea conțin albastru. Violetul a fost creat prin albastru cu roșu, deci conține și albastru. Și din punct de vedere cromatic, pentru a ne fi ușor să corectăm cearcănele, vom merge pe culoarea opusă pe cercul cromatic pentru a le corecta. Am înțeles. Și albastru cu oranj. Albastru cu oranj. Hmm. Nu vom pune un oranj atât de intens, însă voi pune ceva cu un subton oranj care va corecta foarte bine. Nu știu dacă ați văzut acel trend pe Instagram când fetele și aplicau rujul pe cearcăne. Sunt foarte multe trenduri. Din punct, chiar pe ăsta nu l-am din văzut. Punct de vedere cromatic era foarte bine. Probabil rujul nu este neapărat cea mai bună idee. Există un corector special conceput, însă din punct de vedere cromatic era foarte bine, pentru că roșu din nou este oranjul este format din roșu și galben. Nu ne-ai spus și era ok cromatic. Pentru cearcănele violet, ce folosim? Pentru cearcănele violet vom merge în zona aceasta opus. Dacă sunt foarte intense, voi merge pe ceva mai gălbui. Gălbui. Dacă sunt mai albăstrui, voi merge pe oranj. Și dacă sunt cotentă, mai verzuie, merg în zona de roșu. Perfect. Laura, te invit să ne și apucăm de treabă, ca să zic așa, să ne faci demonstrație. Am un corector. Găsim pe piață foarte multe tipuri de corector de genul acesta, care din punct de vedere cromatic va estompa cearcănele. Putem vedea că este ușor somon, portocaliu, conține foarte mult portocaliu și vin cu o pensulă și le estompez. Un lucru important, ai aplicat fond de ten? Am aplicat fond de ten, da. Deci pentru început... Dar nu am aplicat pe cearcăne. Nu ai aplicat, deci nu. Corectorul se aplică pe pielea curată, da? Pe pielea curată și chiar v-aș recomanda să nu mai aplicați fondul de ten pe zona cearcănelor, pentru că nu faceți decât să încărcați în plus cu un strat de produs. Și este inutil, că practic oricum vom veni să corectăm zona aceasta. Bine. Am corectat, din punct de vedere cromatic se poate vedea că am obținut corecție. Da. Nu este zona luminoasă, nu este greșit să aplicăm un anticearcăn, dar anticearcănul fiind foarte deschis la culoare nu va avea puterea să corecteze zona aceasta verzuie, albăstruie. Corect, că nu, practic nu e diferență de culoare, adică poate să fie alb, mă rog, mai deschis la culoare, dar nici de cum o culoare. Poți să văd și un pic anticearcănul tău, să văd culoarea? Culoarea, da. Poți încerca să aplici pe o zonă unde ai o venă foarte pronunțată. Uite, în zona aceasta, să vezi cât de bine corectează și ulterior. Dar nu încarcă acest corector, nu încarcă zona ochilor? Nu, pentru că este o textură extrem de ușoară, cremoasă, hidratantă și nu încarcă absolut deloc. De asta spuneam că n-ar fi neapărat util să aplicăm și fond de ten, pentru că am încărca în exces deja zona. Exact. Perfect. Dar nu, chiar a acoperit vena de aici, avem o venă, dar am acoperit-o ca să nu mai fie. Așa, perfect. Bun. Și atunci când aplicăm direct anticearcănul pe cearcăne fără această corecție, cred că ai observat și tu, se întâmplă să părem de multe ori mai obosite și obținem contrariul, în loc să obținem acest efect luminos. Sau și să părem... ce se întâmplă, Laura, la o perioadă de maxim jumătate de oră, parcă se mănâncă anticearcănul și încep să se vadă cearcănele. Mă rog, e bine culoarea. Să începem cu hidratarea zonei, apoi corecție, acum partea aceasta de iluminare pe care o estompez foarte ușor cu o pensulă. Da. Este o pensulă sintetică care îmi va absorbi din produs și ulterior vreau să-ți mai arăt un truc cum putem corecta și mai bine cearcănele din, tot din punct de vedere cromatic. Am dat și mai multă luminozitate, cu anticearcănul putem veni și pe centrul feței în cazul în care vrem și mai multă luminozitate. Doar cu anticearcănul corectorul? Doar cu anticearcănul corectorul nu va avea același efect. Perfect. Am o pudră roz. Pudră, n-am mai văzut pudră roz. Așa, e, din nou, e bună la gust? E bună, vreau să gustați, băieți.
Eu zic că asta ar trebui să fie o petiție, să se facă astea de make-up, cum se numesc? Astea de make-up. Produsele, așa? Să zic, da. Produsele cosmetice se facă, domne, comestibile. Eu tot timpul când o pup pe Iulia, așa. Rămâi cu... Rămân cu buzele albe, așa, am un gust de ceva... Da, faceți-le, domne, de banane. Mă rog să le faceți. De căpșuri. Exact. De ciocolată, de vanilie. Nu e că am zis mai devreme că se mănâncă anticiar, încă nu, dar mă referam la piele, că pielea la absorbe. Ha. Nu, eu le mănânc. Băieți, stați un pic. Așa. Și acum cu pudra roz. E foarte interesantă teoria cromatică, teoria culorilor. Nu o folosim doar în zona cearcănelor, o putem folosi și la îmbrăcăminte, băieți, așa că fiți ochi și urechi, că vă puteți asorta mult mai bine hainele, ținând cont de... Teoria cromatică. Teoria culorilor. Ei n-au teoria culorilor. Noroc cu Nicol. Bun. Am pus puțină pudră din aceasta. Da. Pe zona cearcănelor, cu mișcare ușoară de tapotare și obținem un efect de corecție complet. Se vede absolut superb. Nu există pic de... Da. E o diferență clară. Aici nu ai aplicat nimic și aici ai aplicat corector. Exact. Deci, să repetăm, corector, anticearcăn și pudra aceasta și o pudră rozalie. Rozalie care vine pentru a corecta și mai bine cearcănele. Bun. Și ochiul este mai luminos și aș vrea să ne spui, dacă tot am făcut lucrul ăsta, care este următorul pas în ceea ce privește fardul de ochi? Aceleași două culori opuse pe cercul cromatic, aici devin foarte interesante lucrurile, pentru că aceleași două culori suprapuse se estompează și puse una lângă cealaltă se vor potența reciproc. Așa că dacă punem oranj lângă albastru, așa, și vreau să-i potențez și mai mult ochii lui Carmen, culoarea, care, da, sunt albaștri, voi pune puțin oranj pe zona pleoapelor. Ia să vedem, că sunt chiar curioasă. În primul rând îi vom pune în valoarea și pielea bronzată, pentru că din punct de vedere cromatic obținem foarte multă armonie și vom potența și mai mult culoarea irisului. În timp ce aplici tu farul, vreau să întreb pentru ochii căprui, care ar fi culoarea? Avantajul ochilor căprui este că li se potrivesc toate culorile de pe cercul cromatic. Suntem norocoși. Însă te poți juca foarte mult cu cercul cromatic, astfel încât, ok, ai ochii căprui și te poți juca cu toate culorile de pe cerc, da, însă porți astăzi albastru, da, și dacă poți purta un machiaj oranj, astfel încât să potențezi atât culoarea rochiei, cât și culoarea machiajului. Da, corect. Da. Și practic creezi un contrast foarte puternic între cele două culori. Foarte interesant această teoria culorilor. De asemenea, tot pentru corecții, dar nu vorbim doar de zona cearcănelor, dar este foarte interesant. Dacă avem o zonă de roșeață, vom pune verde pentru a corecta. Și dacă avem un ten tern fără strălucire, care necesită mai multă strălucire, care conține mai mult galben, vom pune violet pentru a da și mai multă luminozitate. Oh, ia uzi. Lucruri... vești importante. Mulțumim tare mult, Laura. Cu mare drag. Perfect. Foarte frumos se vede. Sper că a fost util. A fost extrem de util. Și noi mulțumim, Laura, și scuze pentru faptul că suntem... Vă las cercul cromatic. Pe lângă, da. Noi mulțumim, Laura, și te mai așteptăm cu drag. Ignoranți.